doamnă ministru, secretar de stat Petruța Stănescu, domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri, onorată asistență. În calitate de prefect al județului Hunedoara, declar deschisă ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al municipiului Petroșani, ales la data de 27 septembrie 2020. Pentru început, vă rog să îngăduiți să vă transmit un călduros salut și să vă felicit pentru alegerea dumneavoastră în aceste funcții de răspundere și demnitate. La alegerile locale pentru autoritățile administrației publice locale din data de 27 septembrie 2020, în municipiul Petroșani au fost aleși un număr de 19 consilieri locali, fiind prezenți la ședință un număr de 18 consilieri și unul absent. Din documentele prezentate, se constată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 116 alineatul 1 din OUG 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările ulterioare, respectiv prin încheierea civilă 5079/CRC/2020 a judecătoriei Petroșani, au fost validate un număr de 19 mandate de consilier local. La ceremonie participă primarul municipiului Petroșani, domnul Florin Tiberiu Iacobriții și doamna secretar, ministru secretar de stat în Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, doamna Petruța Stănescu, precum și alți invitați. Scopul ședinței este constituirea Consiliului Local al municipiului Petroșani, urmare a alegerii autorităților publice locale din data de 27 septembrie 2020. Lucrările ședinței de constituire în conformitate cu prevederile articolului 116 alineatul 4 din ordonanța de urgență numărul 57/2019 privind codul administrativ cu modificările ulterioare sunt conduse de cel mai în vârstă consilier local, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali. Din datele puse la dispoziție, rezultă că cel mai în vârstă consilier local este domnul Butulescu Valeriu, iar cei mai tineri consilieri locali ales sunt domnul Lăutaru Vlad Alexandru și domnul Sing Bogdan Adrian, care sunt invitați să preia ședința. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule prefect! Stimate doamnă secretar de stat, Petruța Stănescu, stimate domnule prefect, Călin Petru Marian, stimate domnule primar Tiberiu Iacobriții, stimați consilieri, onorată asistență, îmi revine cinstea și onoarea să deschid, să conduc această ședință în calitate de președinte de drept. Este o onoare, decan de vârstă. Când eram student, visam să ajung decan și iată ce repede se ajunge. Avansăm în timp mai repede decât ne-am dorit uneori. Asistat de doi colegi tineri și cu bucuria că acest consiliu are o medie de vârstă bună, este apt de muncă și vom face tot ca să răspundem solicitărilor cetățenilor, indiferent de culoarea lor, indiferent pe lista cui am candidat. Acestea fiind spuse, trecem la problemele puse în discuție și dau cuvântul doamnei secretar general Velice Delia să prezinte încheierea civilă pronunțată de judecătoria Petroșani cu privire la validarea mandatelor de consilier local. Din ce era registrată doar o judecătorie Petroșani, numărul 7114/278/2020, din data de 13 septembrie 2020, biroul electoral de fiind Consiliul Municipal în Măruștațe Petroșani a intrat instanțe de judecată spre validare mandatele de consilier local ai primăriei municipiului Petroșani, respectiv Hunedoara. Pentru aceste motive, numele legii din stanța dispune. Admite sesizarea formulată de biroul electoral de circunscripție municipală numărul 6 Petroșani, județul Hunedoara, dispune validarea mandatelor în funcțiile de consilier local pentru Consiliul Local al municipiului Petroșani, județul Hunedoara, pentru doamnele domnii Rădescu Cosmin, Butulescu Valeriu, Munteanu Cica Dina, Lăutaru Vlad Alexandru, Coconea Toma Ioan, Rad Mihail Marius,
Dorbatele Secu Vechi, Sim Bontan Adrian și Firo Alexandru, membri ai Partidului Național Liberal. Avram Costel, Nicolae Florin, Buda Gheorghe, Portuc Margareta, Cumel Robert, Grigoriu Lavinia Elena, Sărb Cristina Maria, membri Partidului Social Democrat. Gheșner Francis și Gheorghe Mariana, membri ai Partidului Pro-România și Niță Dorina Veronica, candidat independent. Invalidează alegerea domnilor Iacob Riciu, Florin Tiberiu și Basilescu Alin, membri ai Partidului Național Liberal în funcția de consilier local al municipiului Petroșan, județul Hunedoara. Prezenta hotărâre se comită prefectului județului Hunedoara, secretarul general al primăriei municipiului Petroșan, județul Hunedoara, conform actului 114 al 1997/2019, cu drept de apel în termen de 3 zile de la comunicarea prezentei hotărâri la tribunalul Hunedoara, cererea de apel urmând a fi depusă la judecătoria Petroșan. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților greca instanței în 15 octombrie 2020. Mulțumesc! Și noi mulțumim, doamne secretar general, pentru prezentarea sentinței. În continuare, dați-mi voie să prezint ordinea de zi a acestei ședințe. Fiind una de constituire, avem două puncte pe ordinea de zi. Este vorba de depunerea jurământului de către consilierii declarați aleși, ale căror mandate au fost validate de judecătorie, și doi, depunerea jurământului de către primarul municipiului Petroșani, domnul Tiberiu Iacob Risi. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Se abține cineva? Voturi împotrivă? Cu unanimitate de voturi, ordinea de zi a fost aprobată. În continuare, invităm consilierii declarați aleși să vină aici și să citească jurământul, să-l semneze și cu rugămintea ca exemplarul volant să fie lăsat aici, iar celălalt rămâne la dispoziția dumnealui. Lista este întocmită în ordinea în care au fost validați în sentință. Primul este domnul consilier Rădescu Cosmin. Subsemnatul Rădescu Cosmin, consilier al Consiliului Local al municipiului Petroșani, județul Hunedoara, în conformitate cu prevederile articolului 117 aliniatul 1 din OUG numărul 57 din 2019, privind codul administrativ cu modificările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Petroșani. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Subsemnatul Butulescu Valeriu, consilier al Consiliului Local al municipiului Petroșani, județul Hunedoara, în conformitate cu prevederile articolului 117 aliniatul 1 din OUG numărul 57/2019, privind codul administrativ cu modificările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Petroșani. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Subsemnata Muntean Lucica Dina, consilier al Consiliului Local al municipiului Petroșani, județul Hunedoara, în conformitate cu prevederile articolului 117 aliniat 1 din OUG numărul 57/2019, privind codul administrativ cu modificările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Petroșani. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Subsemnatul Lăutaru Vrad Alexandru, consilier al Consiliului Local al municipiului Petroșani, județul Hunedoara, în conformitate cu prevederile articolului 117 aliniatul 1 din OUG numărul 57/2019, privind codul administrativ cu modificările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Petroșani. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Subsemnatul Coconea Toma Ioan, consilier al Consiliului Local al municipiului Petroșani, județul Hunedoara, în conformitate cu prevederile articolului 117, aliniatul 1 din ONG,
numărul 57 din 2019 privind codul administrativ cu modificările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și în priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Petroșani. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Subsemnatul Radu Mihail Marius, consilier al Consiliului Local al municipiului Petroșani, județ Hunedoara, în conformitate cu prevederile articolului 117, aliniat 1 din OUG, numărul 57 pe 2019, primit codul administrativ cu modificările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în putere și priceperea mea pentru bine locuitorilor municipiului Petroșani. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Subsemnatul Durbanca Eusebiu Bevi, consilier al Consiliului Local Municipal Petroșani, județul Hunedoara, în conformitate cu prevederile articolului 117, aliniatul 1 din OUG numărul 57 pe 2019, privind codul administrativ cu modificările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru bine locuitorilor municipiului Petroșani. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Subsemnatul Șinu Bogdan Adrian, consilier al Consiliului Local al municipiului Petroșani, județul Hunedoara, în conformitate cu prevederile articolului 117, aliniatul 1, din OUG numărul 57 din 2019, privind codul administrativ cu modificările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Petroșani. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Subsemnatul Biro Alexandru, consilier al Consiliului Local al municipiului Petroșani, județul Hunedoara, în conformitate cu prevederile articolului 117, aliniat 1 din OUG numărul 57 per 2019, privind codul administrativ cu modificările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Petroșani. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Subsemnatul Nicolae Florin, consilier al Consiliului Local al Municipiului Petroșani, județul Hunedoara, în conformitate cu prevederea articolului 117, aliniatul 1 din OUG, numărul 57 pe 2019, privind codul administrativ, cu modificările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Petroșani. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Subsemnatul Buda Gheorghe, consilier al Consiliului Local al municipiului Petroșani, județul Hunedoara, în conformitate cu prevederile articolului 117 aliniat 1 din OUG numărul 57 pe 2019, privind codul administrativ, modificările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Petroșani. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Subsemnata Burduc Margareta, consilieră al Consiliului Local al municipiului Petroșani, județul Hunedoara, în conformitate cu prevederile articolului 117, aliniat 1, din OUG numărul 57 per 2019, privind codul administrativ cu modificările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Petroșani. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Subsemnatul Humel Robert, consilier al Consiliului Local al municipiului Petroșani, județul Hunedoara, în conformitate cu prevederile articolului 117, aliniatul 1 din OUG 57 din 2019, privind codul administrativ cu modificări ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Petroșani. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Subsemnata Grigoriu Lavinia Elena, consilier al Consiliului Municipal
local al municipiului Petroșani, județul Hunedoara, în conformitate cu prevederile articolului 117, aliniatul 1 din OUG numărul 57/2019, privind codul administrativ cu modificările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Petroșani, așa să ne ajute Dumnezeu. Subsemnata Sârbu Cristina Maria, consilieră al Consiliului Local al municipiului Petroșani, județul Hunedoara, în conformitate cu prevederile articolului 117, aliniatul 1 din OUG, numărul 57/2019, privind codul administrativ cu modificările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Petroșani. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Subsemnatul Gershner Francisc, consilier în Consiliul Local al municipiului Petroșani, județul Hunedoara, în conformitate cu prevederile articolului 117 aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, privind codul administrativ cu modificările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putință și în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Petroșani. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Subsemnata Gheorghe Măreana, consilieră al Consiliului Local al municipiului Petroșani, județul Hunedoara, în conformitate cu prevederile articolului 117, aliniatul 1 din OUG 57/2019, privind codul administrativ cu modificările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor din municipiul Petroșani. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Subsemnată Aniță Dorina Veronica, consilier al Consiliului Local al municipiului Petroșani, județul Hunedoara, în conformitate cu prevederile articolului 117 aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ cu modificările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Petroșani. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Stimați consilieri, onorat prezidiu, în clipa de față, 18 din cei 19 consilieri au depus jurământul și putem declara nou Consiliul Local ca validat și pe deplin intrat în competențele sale. Primarul municipiului Petroșani, domnul Florin Tiberiu Iacobriții, a fost validat de către judecătoria Petroșani prin încheierea civilă numărul 5074 din 2020. Îl invit pe domnul consilier Lăutaru să citească încheierea judecătoriei. S-a fost soluționat la cauze civile privind prezentul biroul electoral de circunscripție municipală numărul 6 Petroșani, având ca obiect validare primară. Pentru aceste motive, în numele legii, instanța dispune. Admite sesizarea formulată de Biroul Electoral de Circunscripție Municipală numărul 6 Petroșani, județul Hunedoara. Validează alegerea domnului Iacobriții Florin Tiberiu, candidat al Partidului Național Liberal, în funcția de primar al municipiului Petroșani, județul Hunedoara. Prezenta hotărâre se va comunica prefectului județului Hunedoara, secretarului general al primăriei municipiului Petroșani, care are obligația aducerii la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei. Cu drept de apel, în termen de 2 zile de la aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri, pronunțată astăzi, 14.10.2020 și pusă la dispoziția părților prin mijlocirea refei instanței. Subsemnatul Florin Tiberiu Iacobriții, primar al municipiului Petroșani, județul Hunedoara, în conformitate cu prevederile articolului 150 aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României numărul 57 din 2019,
privind codul administrativ cu modificările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Petroșani. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Dați-mi voie în calitate de președinte și decan de vârstă să vă felicit pe dumneavoastră și pe toți colegii care deja au depus jurământul. Vă rog respectuos dacă vreți să ne spuneți câteva cuvinte. Mulțumesc. Doamna secretar de stat, domnule prefect, doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați. Este o onoare pentru mine ca astăzi, în fața dumneavoastră și în fața cetățenilor municipiului Petroșani, să depun acest jurământ de credință pentru a cincea oară. Pentru mine personal este o mare onoare să fiu primarul municipiului Petroșani și vă asigur pe această cale, așa cum am jurat astăzi, că voi face tot ceea ce îmi stă în putință pentru binele locuitorilor municipiului Petroșani. Vreau să vă urez, doamnelor și domnilor consilieri, mult succes în acest mandat de 4 ani și sunt convins de faptul că vom avea o atmosferă și o conlucrare în interiorul Consiliului Local doar în interesul general al comunității municipiului Petroșani. Eu niciodată nu am fost adeptul conceptului de existență în cadrul Consiliului Local a unei majorități și a unei opoziții. Am fost adeptul conceptului de a exista o majoritate și o minoritate, dar nu o opoziție. Noi am fost aleși de către cetățenii municipiului Petroșani să lucrăm în folosul comunității și pentru binele general al tuturor. Le urez mult succes și celor care sunt la primul mandat și celorlalți colegi care sunteți la al doilea, la al treilea sau la al patrulea mandat în Consiliul Municipal Petroșani. Vă asigur și pe această cale de tot suportul meu pentru ceea ce urmează să se întâmple în următorii 4 ani. Doamna secretar de stat, vă mulțumesc pentru prezență și pentru sprijin, domnule prefect. Știm că este o perioadă complicată pentru România și pentru toată lumea, însă lucrând împreună autoritățile statului cu toți ceilalți factori sociali implicați și cu ajutorul lui Dumnezeu vom reuși să trecem peste toate. Doamne ajută și mult succes! Mulțumim domnului primar pentru frumoasele cuvinte adresate. Dacă altcineva din cei prezenți, doamna secretar de stat, vreți să... Domnule prefect, domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri locali, stimați invitați, dragi prieteni, e o mare onoare pentru mine să particip la învestirea primarului Tiberiu Iacobriții, iată la al 5-lea mandat. Îl felicit pentru faptul că reușește de fiecare dată să convingă cetățenii Petroșaniului că este alternativa cea mai bună pentru Petroșani. Vă felicit pe dumneavoastră, consilieri locali, care ați dobândit acest mandat prin muncă, că ați convins electoratul municipiului Petroșani că dumneavoastră sunteți soluția pentru ei. Totodată, sunt convinsă că primarul Tiberiu Iacobriții, așa cum a obișnuit cetățenii municipiului Petroșani, va face și va uza de toată priceperea dumnealui pentru a dezvolta municipiul Petroșani.
În calitate de reprezentant al Guvernului, aici, în municipiul Petroșani, pot să vă spun și să vă asigur de faptul că problemele municipiului Petroșani oricând vor găsi prioritate în interiorul Guvernului României. Problemele și solicitările municipiului și ale cetățenilor municipiului Petroșani vor găsi întotdeauna soluții. Am arătat acest lucru și vă asigur de întreaga noastră disponibilitate și întreaga noastră participare la dezvoltarea acestui municipiu. Vă doresc succes, dumneavoastră, domnule primar, dumneavoastră, domnilor consilieri, și vă cer să fiți o echipă. Prezența dumneavoastră în Consiliul Local trebuie să traverseze interesele politice. Prezența dumneavoastră în Consiliul Local trebuie să reprezinte în totalitate interesele cetățenilor municipiului Petroșani. Doar formând o echipă, doar sprijinindu-vă primarul, veți ajunge să dezvoltați acest municipiu și împreună cred că Petroșaniu va ajunge un oraș, un municipiu așa cum merită. Domnul primar Tiberiu Iacobriții a demonstrat în decursul timpului că muncește în scopul cetățenilor pe care îi reprezintă. Vă mulțumesc mult și vă doresc succes! Și noi vă mulțumim, doamnă ministru secretar de stat, pentru cuvintele de suflet adresate și pentru tot ceea ce ați făcut și ce veți face în continuare pentru noi. Dacă altcine, domnul prefect, vreți să răspundă, rog. Doamnă ministru, secretar de stat, veți să sunesc. Domnule primar ales Florin Tiberiu Iacobriții, doamnelor și domnilor consilieri. În primul rând vreau să vă felicit și să vă doresc succes. Și vreau să vă asigur că instituția prefectului, care este corespondentul guvernului în teritoriu, cel care asigură legalitatea, va fi în permanență alături de municipiul Petroșani și cu siguranță, la cum văd astăzi această echipă, vă veți da mâna pentru binele și propășirea întregului teritoriu al unității administrativ-teritoriale Petroșani. Ați jurat astăzi cu mâna pe Biblie și pe Constituție să respectați în primul rând legea. Și cred că a jurat să respectați promisiunile care le-ați făcut în campania electorală și dacă până în 27 septembrie a fost o competiție de a reuși și de a vă pune în fruntea acestei comunități, atât dumneavoastră ca și consilier local, cât și domnul primar, cred că de astăzi, de fapt și de drept, sunteți într-o competiție de a face lucruri bune pentru cetățenii municipiului Petroșani. Știm foarte bine că această competiție întotdeauna, până la urmă, duce la progres. Și acest progres trebuie să fie pentru fiecare cetățean, pentru că există posibilitatea, împreună cu instituțiile statului, cu Guvernul României, cu Uniunea Europeană, care știți foarte bine, alocă României cel mai mare buget pe următorul exercițiu financiar 2021-2027 și cred că această capitală a Văii Jiului poate să fie un briliant care va străluci dacă toți vă veți da mâna. Știm foarte bine că se discută de implementarea unor proiecte speciale pentru Valea Jiului și dacă orientăm aceste fonduri cu înțelepciune, cu siguranță această vale poate să demonstreze că aduce plus valoare societății românești. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru
invitație. Vă doresc succes, putere de muncă și sănătate. Doamne ajută! Mulțumim, domnule prefect. Vrem să vă asigurăm că îndemnul dumneavoastră va fi cu siguranță urmat de consilier, de domnul primar, pentru că ține în primul rând de spiritul legilor actuale și în același timp de așteptările celor care ne-au votat. Dacă altcineva din prezenți și cei prezenți vrea să ia cuvântul, nu mai dorește nimeni. În aceste condiții, ședința de constituire se declară închisă. Mulțumesc!